Dar asta cu nunțele lui, gata, am stat în gât deja. Dacă aș avea banii ăștia acum... I-ai învârtit? Da. În tema noastră? Nu. Nu m-am vrut să te întreb. Ai editor? Sunt ambasador Panasonic România și nu am voie. Cum devine un videograf bun ambasador? Dar nu, eu așa trag nunțele. Cum tragi nunțele cu 8.000 ISO? Ți-au plăcut filmele mele, da. Rap. L-am îmbrăcat strict lumină naturală. Că anul trecut am filmat nunta la managerul de la Adobe pe România. Tu l-ai cumpărat? Da. Nu. Cât costă Eduard Carp la o nuntă standard non-cronologică 20-25 de minute? Pentru zile de nuntă eu am alt cafea. Aha! Vota nocioa! Ca? Am pentru 6K. Ei, hai! Serios? Ribeata, foc la ghete. Trecem la altă sistemă. Este acolo, da. Так, și începem? Da? Zapuscai șarmancu! Băi, nene, tu știi că ea că chiar nu mă așteptam că ai să vii cu așa surprize la noi, cu cafea de excepție. Eu n-am știut că tu ești... Amator. Amator, da, de asta înrăit. Asta înrăit de spus. Eu trebuia să vin cu tot, dar ce am de acasă, spun pe masă că nu era loc. Ne-ai făcut o surpriză, sincer. Atunci dar, să fii într-un ceas bun și mulțumesc de invitații. Am adus cafeaua asta... De mai multe ori în Chișinău, puțin eu gustat-o din prieteni, că veneam rapid noaptea și două zile plecam și cumva era greu să servez, dar acum, uite, m-ai prins în perioada când am venit de sărbători pentru două, trei zile acasă. Și... Da, e că așa vreau să-i prind și pe ceilalți, dar chiar nu știam cum să te prind pe tine și eu zic, dacă e Paștele, trebuie cineva dintre noștri din România. Vin acasă. Da, deodată. Bun. De ce fac eu podcastul ăsta, tu știi? Cred că să ne aflăm cu toții unul de celălalt mai bine. Foarte bine, dar eu îl mai fac nu numai pentru noi. Le-am făcut așa un teaser și am văzut că colegii chiar sunt interesați. Cred și că și în România o să fie interesați. Și eu n-as mă încordez tare să vorbești pe românește. Dar... Vezi că nici eu nu mă străduie așa, aș putea și mai ardele niște, dar nu vreau. Dar eu vreau ca și la client să ajungă cumva chestia asta. Nu știu cum o să promovez. Poate pe grupuri de-astea, știi, de Your Wedding. Și noi. Da, că aș vrea totuși să împărțim, o să împărțim podcastul. Bun, hai, repejor, foarte puțin lume. Iată, asta e precis că mai mult pentru colegi. Nu cred că clienții chiar tare vor să știe despre viața ta personală. Repejor ne trecem prin cum a început Eduard Carp. Într-un videografie? Da. Cum a ajuns în meserie? Mă, asta s-a întâmplat în 2009. În 2009 l-am cunoscut pe Igor Moșneaga. El nu mai locuiește în țară, locuiește în state. Atunci mi-a pus el o cameră în mână. Avea o domnișoară în studioul la el, era așezată pe un fotoliu și mi-a setat-o el și mi-a zis filmează cum tu vrei, cum tu o vezi și eu o să mă uit după aia la final dacă ai ceva sau nu ai. Deodată eu, așa? Da, deodată așa. Am filmat cum mi-a venit mie în cap, peste un minut le-a zis stop, ajunge. Eu zic de ce? Și atunci eram în clasa 12, eram la liceu, mă pregăteam să dau bacalaureatul și după aia să intru la facultate. Și după aia mi-a zis, dar tu ziua ce mai faci de obicei? Și zic, da, vin de la ori, mai fac temele, vin mai des, că eu văd ceva în tine. Și am început să vin ziua în fiecare zi, veneam și următoarea săptămână mă trimite la nuntă. Și mă trezesc, bă, dar eu nu sunt pregătit de nuntă. Deci cumva... El te-a rugat deodată, de pe corabie în apă. Da, m-a forțat. Și la nunta aia, nu eram singur. Mi-a mai dat încă un videograf, pe Vasile Razlog, care locuiește în Irlanda. Îl cunosc personal. Și eu credeam că eu sunt second shooter. Și el spune că vine la mine, eu astăzi second shooter-ul tău. Zic, cum second shooter? Doi second shooter, da? Zic, dar eu n-am experiență. Și ăsta, eu nu știu, nini a spus sigur că tu o să fii șef azi și tu ești principalul și eu secundar. Nu știu cum am scos nunta aceea, dar am scos-o până într-un final. Am mai filmat, mi se pare, cu o nuntă. Cine a editat nunta aceea? Igor. nu mi-a scuipat sufletul atunci, Igor. Atunci nu aveam experiența asta încă de editat. Și m-am mai trimis, sigur, la o nuntă sau două. Una am fost cu Ioan Boicu. Și după asta, cumva m-am dus la o televiziune și am început să lucrez. Era
televiziune care acum se numește Accent TV, atunci se numea Colorit TV. Uh-huh. Era la Durlești prima dată sediul lor. Și de acolo, televiziunea încă nu era lansată, ei m-au luat rapid, cumva m-au băgat în pâine. Nu știu, am stat vreo 3 luni la ei și după aia fratele meu zice, vii la Busuioc, la noi, la Busuioc TV. Și m-am dus la ei. Deja eram, am întâi la facultate, asta era repede. Gândește că eu am început prin august, iulie-august, și deja eu în octombrie lucram la TV, în februarie am schimbat a doua televiziune. Și am lucrat la ei, nu știu, jumătate de an și după aia m-am dus la Publica. Așa, tu, adică ești un băiat din televiziune totuși. Am lucrat, da, în TV. Am lucrat 4 ani după aia la Publica, producător package, fără experiență mare, fără studii în domeniul ăsta, totul învățam din mers. Și la Publica la fel, mi-au dat camera în mână, m-au trimis cu reporter pe teren și mi-au zis, te duci și dacă treci testul, te luăm. Am filmat reportajul, am venit, românii s-au uitat la reportaj și au zis, angajat. Duci și vorbești cu, cum mai zici, Alin Romașcan, acum e la Antena 3, dacă nu greșesc, director de știri. Și eram eu cum sunt în fața ta, era el în fața mea și încă doi producători, tot la București. Și eram un copil care încă 20 de ani ce vrei de la mine atunci, nu aveam experiența asta. Și atunci eram în discuții și cu Jurnal TV și cu Publica. Și atunci am avut tupeu și am zis, bă, cine îmi dă salariul cel mai mare, vin la voi? Cine îmi dă funcție mai bună, vin la voi? Și ăștia mi-au zis, ok, ai trecut cu breu ăla, da, săptămâna viitoare pleci la București. Aha. Zic, ce o să fac? Treci la stagiere. Dacă treci stagierea cu bine, te luăm în calitate de producător. Dacă nu, operator de teren. Așa, și? Și am trecut-o și, normal, m-am, da? Și m-am dus, așa, producător. Am rezistat 4 ani și după am zis, nu, gata. 4 ani? Da. Oh. Stop, iată, deci, paralel de când făceam s-au început și nunțele, făceam evenimentele și nunți. Când? Făceam și nunți. Când, când? Paralel atunci, deodată? Da, făceam și nunți și TV. Imaginează că eu aveam tură de 2 zile la rând, câte 8 ore sau 6 ore, 2 zile acasă, 2 la muncă. Așa, se întâmpla că puteam să lucrez sâmbătă și duminică și trebuia să mă schimb cu băieții. Ne schimbam și când mă vedeam, iar ăsta cu nunțele lui, gata, am stat în gât deja. Da, da, am înțeles. Ne-am descurcat. După asta am zis, gata, TV nu mai fac, am ieșit și după aia eu m-am apucat mai serios de nunți. Dar trecerea asta de la televiziune la nunți curat, e grea trecerea. Așa, de ce? Fiindcă gândirea de om de TV e total diferită de gândirea unui om care face producții pe nunți, spre exemplu. Evident. Fiindcă tu acolo ești fixat, trebuie să faci cut, 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 s-a dus. Acolo nu contează arta. Acolo timpul, trebuie timpul. O minut jumate, editarea a plecat pe post. În schimb, la nunți trebuie să-ți pui mintea mișcare. Cum filmezi, cum încadrezi. Totul este artistic. Noi exact. De asta știm, dar uite ce vreau să aflu o chestie de la tine. În momentul când tu ai încercat să combini acestea două profesii, totuși cum te axai ca spre ei comenzele? Cum tu preluai? Tu lucrai cu un fotograf sau un cetișor singur te promovai? Acolo erau două lucruri. Una e că lucram și cu un fotograf, ne recomandam, am mai recomandat și fratele meu și după aia începeau să vină clienți de recomandări. Recomandări, dar atunci nu erau nunțele așa de scumpe, era mai mult la duzină, 3-4 nunți pe săptămână, deci uneori veneai acasă, erai, nici nu vrei să mai ridici capul de pe pernă. Și după 4 ani de televiziune, combinat așa cu, da, cu evenimente din nunți, da. Cum ai trecut tu totuși numai la nunți? De ce ai lăsat? Sau cum ai făcut așa? Am obosit. Ai obosit de televiziune sau da, de... Da, am obosit să fac ambele lucruri. Și am zis, nu fac niciuna bine la TV, clar, mă duceam, eram dedicat, țipam la toți, băieții de la edit îmi spuneau că ne-a venit stresul, ceilalți din regie, oh, o să vină toate știrile pe post, e ok. După asta... Eu am zis că eu nu mai vreau asta. Eu vreau să fac un singur lucru, dar să-l fac bine. Și atunci am lăsat televiziunea și m-am ocupat de nunți. Ocupându-mă de nunți, eu un an de zile am înțeles că e grea trecerea asta. Grea ce? Financiar a fost grea? Nu financiar. Psihologic? Ci, da, psihologic și cumva toată creativitatea să o depui. Și uite, m-am străduit din ce în ce mai mult. A trebuit să fac schimbări, la fel să părăsesc piața din țară. M-am axat atunci. O să revenim. Nu, atunci m-am axat pe piața din România, prin 2015. Ah, ok, hai deodată, dar. Dar eu locuiam aici și făceam navetă. Adică vroiam să fac și o schimbare, că am zis, măi, eu am obosit și din nunțele de aici și de clienți
Și de televiziune. Și de televiziune. Și am făcut schimbarea asta. M-am mutat cu activitatea acolo, dar locuiam aici. Și n-am mai rezistat după aia cu navetă, cu du-te vină, du-te vină, du-te vină, cu vamă, cu tot. Și după aia ne-am mutat cu tot. Am zis, nu mai pot. Așa, unde te-ai mutat tu? În Brașov. În Brașov. Când te-ai mutat deodată în Brașov, cum totuși deja aveai un... Clienți acolo? Da. Brașov, mă crezi că aveam, mi se pare, cu unul sau doi clienți, extrem de puțini aveam pe zona aia. În schimb, aveam mai mult pe zona Iași, Botoșani, Suceava, încolo, dar eu obosisem. Pe zona asta, am zis, nu, eu vreau zona Brașov, București, aveam câteva la București. Și după aia, de la prima nuntă de la Brașov, nu știu, următorul an exploziv, vreo 6-7 erau. Deci așa, brusc. Și după aia București... Dar cum stăteai tu, cum te întrețineai tu acolo, dacă aveai așa puțini comenzi? A, păi... Făceam navetă spăgeași în coace. Da, că, dar... iată asta cât timp a durat până tu definitiv, în ce an, definitiv te-ai mutat în România? În 2017, în toamnă. Mm-hmm. Că am mai finisat probabil aici așa o parte din sezon. Da, da, da. Și ne-am mutat, dar real, real e undeva 2018 început de an. Mm-hmm. Adică cu totul, cu totul... Te-ai dus la chirii deodată, da? Sau... Da, da. Mai, acum, mai știu niște cazuri care au vândut imobilul aici și au mai pus mână la mână, au adunat, au luat un mic credit și au cumpărat deodată. Noi nu ne-am axat pe asta. Noi am vrut să vedem dacă într-adevăr o să ne simțim bine acolo, dacă o să ne adaptăm, că dacă nu, valiza și plecat mai departe. Mm-hmm. Și surprinzător, că noi jumătate de an am înțeles că noi acolo vrem să rămânem. Anume în Brașov. Da. Brașov e frumos. E, like, e frumos, tot, doar că toată lumea crede că în Brașov se mișcă lucrurile extraordinar sau este de lucru peste tot. Este de lucru, doar că el e oraș mai mic un pic, are specificul lui. Eu mi-mi pare că el chiar e un pic mai lejer ca Iașu, nu zic ca Bucureștiu. Da. Chiar și în Iași parcă se mai foiesc lucrurile. Ele se mișcă și peste tot, și în Iași și în Brașov, doar că el are specificul lui. Brașovul e un oraș combinat unguri, români și nemți. Da? Uh-huh. Nemții sunt mai puțini sași. Adică nemții gen sași, unguri secui. Sași sunt mai puțini. În schimb, există la ei stilul ăsta că totul se meargă prin recomandare, din cuvânt în cuvânt. Dacă a venit recomandare de la cineva și ăla e de încredere, atunci merge doar cu tine. Uh-huh. Greu merge partea asta de promovare, știi? E specific. Pe București, în schimb, este invers. Mare, acolo nu toți se știu între ei, mergi și pe acolo pe recomandări, dacă au văzut undeva o postare și le-a plăcut, pe ăla o să meargă. Uh-huh. București, cum București te-a primit? Ai avut multe comenzi deja, cred că acolo. Da, eu cred că sunt mai mult în București decât... Deja Brașov. Mai mult în București. Da, eu în Brașov... Dar pe Brașovul față de București este un pic de distanță. Două ori jumate. Două ori jumătate, da? Și tu iată când ai... Dimineața plec, noaptea mă întorc. Și acum ai totuși mai mult în București, da? Îți place București? Ca oraș? Da. Mai în București... Numai ia seama să nu te știi. Nu, în București, dar n-am ce să ascund. Eu le-am zis tuturor chestia asta. În București e bine să faci bani, dar nu să locuiești. Uite, mi-ai citit gândurile. Mie nu-mi place deloc orașul. Adică... Nu-mi plac... Îmi place vibe-ul din București, în schimb. Iată, vibe-ul ăsta de tineret, spre exemplu, să ieși la cafea un weekend cu zi însorit, îmi place. Eu m-am gândit la chestia asta, să fac un switch încolo, dar nu știu de ce, eu vrem deodată cu tot cu apartament, cu tot. Nu știu de ce nu vrem să intru în chirii. Nu știu de ce. M-am gândit asta nu ca un moft, dar m-am gândit ca investiție, știi? Adică să cumpăr deodată și să nu plătesc într-un fel chirie, dar să plătesc rata dobânzii și dar tot. Dar de ce oamenii în Germania trăiesc toată viața în chirie? Absolut n-am nicio problemă cu chestia în asta. În schimb, toți au afaceri. Da, toți au afaceri, asta tot e corect. Mai vezi că, iată, eu am înțeles că eu de afaceri nu sunt chiar bun. Eu mai bine prestez serviciu 1, 2, 3. Dar tot ce faci asta, tot e parte din afaceri. E, dar cât poți să investești? Ia ca când, uite, tu ai luat acum 150-200 de mii de euro cât costă un apartament, l-ai investit pe ceva? Eu m-am gândit la o investiție de studio, de production, de asta serios, poate aproape ca televiziune, dar... Dacă aș avea banii ăștia acum... I-ai învârti? Da. În tema noastră? Nu. Asta-i! Nu. Tema noastră, eu nu aș vedea atâta investiții. Din de asta ea, spun. Din ea poți să scoți în... Nu știu, depinde de cât de mare echipa, într-un an, 2, 3, spre exemplu, banii ăștia poți să-i scoți, da? Sau 4. Dar să investești banii ăștia în tema noastră, nu. Uh-huh. Totuși... Sunt niște limite acolo, știi? Adică, cum vorbeam cu Ionuț Trandafir,
nu știu dacă îl știi, care e regizorul din București. Da, am auzit. Și el filmează foarte multe clipuri, spoturi comerciale și mai filmează și nu. Și eu zic, băi, dar nu e ok cu clipul. Și mi-a zis, bă, da, e ok, dar nu ți le aduc mai mulți bani. Iată, eu am auzit, pare mi se Roman Burlaca spunea. Da, și el zicea. El zicea, da, e ok să faci iată, să lucrezi cu staruri, dar e bătaie de cap. Chiar dacă e o zi, două, tot așa, să filmează un clip, poate fi și mai mult, dar e bătaie mult de cap, e organizare enormă. La anunț un pic mai simplu. Și dacă îți iei rata sau randamentul, iată, din comenzile care îți vin da. cu clipuri, cu comerciale și cu nunțele, dacă ești bravo și ai deja publicul tău la un nivel de price foarte bun, tu atunci poți să atingi o sumă foarte interesantă da, anuală. Dar trebuie și echipă, singur nu o să poți, pentru că, uite, eu sunt singur, adică eu sunt one man show. Eu filmez, eu editez, eu mă ocup... Nu m-am vrut să te întreb, ai editor? Nu. De ce? Pentru că e greu să am om care să fac cum gândesc eu. Acum sunt în proces de educare a unui coleg, nu știu cât timp o să dureze, dar nu mă risc, pentru că pentru mine calitatea care o dau la client contează mai mult. Mai bine mă întârzi cu o săptămână, spre exemplu, peste contract, sau două săptămâni, dar le dau calitatea exact care au văzut-o eu. Să nu zic că, știi, dar simte că nu tu ai editat-o. Mm-hmm. Adică deja tu ai o stilistică formată da. și greu, greu. Să... Trebuie numai să te clonezi într-un fel, așa-i? Da, dar unul lucrează la nuntă, altul editează nuntă. Și uite, de aici începe tot. Eu am mai ridicat prețul, am mai redus numărul de evenimente. Așa. Un algoritm bun? Da. Oricum e greu, fiindcă am nunți foarte grele uneori, știi? Și atunci trebuie să stau la ele și 3 săptămâni de editare. La un moment dat îți ieși fum din cap, știi? Și după aia zici, gata, plec. Acum mi-am făcut alt mod de lucru. Dacă am obosit de una, închid proiectul, deschid alta. Uh-huh. Ca să nu pierd timpul. Asta făcea Marian Croitor. Eu nu pot așa. Da? Eu am început nuta până o finisez, nu mă apuc de alta. Dar Marian îmi spunea, nu, eu mă plictisesc, eu pot deschid 3-4 nunți odată și merg cam cu dânsele concomitent. Chiar că exact. E interesant ceva nou. Ia că hop, da. Un alt dressing, ne-am adus aminte că am acolo altă ședință, în altă parte și mă apucam de alte nunți și iar de altă. Și pe urmă când ies, apiesc cu 4-5 nunți deodată. Da, exact. Pe asta fac și eu. Hai, dacă am trecut tehnic, pe urmă să revenim înapoi la... tu pe ce lucrezi? Pe ce filmez? Da. Panasonic? N-am voie altceva. Stai, da, sunt ambasador Panasonic România și nu am voie. Da, 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 da. Stai că am văzut acolo în diplomele alea care le dădea la băieță, da. Că era by Panasonic. Dar de unde ai văzut diplomele? Hai, am văzut. Eu tot am văzut. Ok. Am studiat un pic. De ce Panasonic? Până asta, până a fi ambasador. Eu am mai lucrat cu Panasonic, am mai avut o cameră XCH1S. Mi-a plăcut și atunci. După asta am trecut pe Canon, apoi am trecut pe Sony și de la Sony eu nu mai aveam stabilizarea aia. Nu-mi plăcea. Eu atunci aveam un Sony, am avut două 6300. Am înțeles, cum le zici noi, mâlniți, da? Da. Și după aia am trecut pe A73. A73. Da. Atunci era în 2019, 73 era... Era ok. Era bun. Era da. Bun, că era nou ieșit, știi? Și cu gândul, mă, o să aibă stabilizare, știi? Și eu când am văzut, că e o mare diferență, n-am văzut trecând de la aparat fără stabilizare și la ăsta cu stabilizare, diferență, nu prea am văzut, ăsta e full frame. Am zis, no, ok, imaginea mea e bună un pic la full frame, dar cum stă pe highlight-uri nu mi-a plăcut, știi? Și momentul ăla a fost lansarea de Panasonic, full frame-uri, S1, S1R. Da. Și eu mi-am comandat S1 prin mai. Eu și cu Adrian Barda. Atunci Adrian Barda a comandat mai întâi, el l-a avut și după aia a comandat și el. Că mi-a plăcut cum era pe stabilizare. Eu când l-am testat, când mi-a ajuns și când am rămas șocat. Cum e imaginea, cum stă pe stabilizare, eu am zis, ăsta e. Da. Și după aia a fost interacțiunea mea cu Panasonic, fiindcă ei au aflat că lucram pe Panasonic și am început discuții, m-a chemat. Cum devine un videograf bun ambasador? Sunt mai multe criterii. Unul din ele, trebuie să faci lucru bun. Trebuie să fii în atenția tuturor. Așa. Adică trebuie să faci calitate, trebuie să fii și vizibil inclusiv, fiindcă pe asta se vede. Doi, trebuie să mai vină și recomandări și de la alte branduri prin spate, știi? Uh-huh. Adică dacă un brand anume, spre exemplu Apple, da, o să vină și o să întrebi pe cineva care produc chipuri,
cum îți pare ăla? E ok? Și dacă cineva o să zică da, este bun, ei deja o să-l pună pe listă. Uite, așa se întâmplă. Așa. Și de obicei un brand, când își alege un ambasador, au pe listă, nu știu, 2-3 persoane și sunt în discuții. Ce facilități are un ambasador? Avantajul meu e că tot ce apare nou vine la noi, la ambasadori. Și iată, pe mulți interesează. Vouă vă dau la testare. Vă rămâne ceva din produs sau nu? Dacă noi vrem să ne rămână, nu ne rămâne. Așa. Adică, eu aveam până acum două aparate în kit. Aveam S1 și S1H. Uh-huh. A apărut S5 Mark II și eu am zis... Eu am vrut să-l cumpăr. Eu atunci am scris, când v-a spus pe grup, și eu am spus, eu l-am și recomand. Și eu atunci am zis, eu nu folosesc S1, el stă la mine de backup în rucsac, dar vreau să-l schimb pe S5 Mark II. Și mi-a zis, da, ok, când? Mâine. Așa, și tu l-ai dat și ți-ai luat S5 Mark II. Am trimis înapoi S1 și S5 Mark II mi-a rămas. În schimb, S1 l-am dat fără lentilă. Eu am zis, nu, lentila o las. Ce lentile ai? 50 mm 1.4 L-mount. Da. 24-70 la S-Pro tot L-mount 2.8. Cu el practic mai mult lucrez. Doar cu el. Așa. Și mai am unul de backup, 24-105, el F4. Da, da, da. Ăla e backup în cazul în care se întâmplă ceva, eu trebuie să am un aparat și un obiectiv în rucsac 100%. Și e că tu, dacă ai fost Panasonic, probabil a fost atunci când era perioada asta cu micro... Nu. Tu n-ai stat micro. Tu ai fost oleac pe Sony, pe cropuri, da? Da. Și atât, ce ai înțeles tu din full frame? Totuși, știi cum sunt unii? Că nu contează că e full frame, că e crop, că e MFT. Nu contează. E important contează. Imaginea. Corect, nu contează. Și o să dar totuși, care e diferența? Diferența e că pentru tine, tu ai fost și acolo și acolo. Bine, clar că este diferență. Cropul ți-a doar o parte din senzor. Full frame-ul ar trebui să-ți ia tot. Dacă este gândit corect ca și format. Spre exemplu, sunt aparate, de exemplu, la el senzorul e 6K și el îți face downscaling, da. Adică din 6K în 4K. Uite că atunci calitatea imaginii este bună, dar dacă el îți ia... Oversampling. Da, dacă el îți ia doar de pe senzor, doar 4K bucățica aia, ea este ok imaginea, dar nu este ca de pe senzorul ăla de 6K. Uite, că eu o să-ți dau o întrebare acum. Hai. Redu? Știi, camerele da, LED, da, are. Da, el e crop. El e Super 35. Da. De toate, Super 35. Da. Adică el e crop. Și oamenii nu se plâng. Nu se plâng deloc. Acolo e toată chestia în diapazon, dar nu atât în rezoluție. Da. Acolo și are Alexa, și are tot așa. Dinamic range-ul contează foarte mult. Diapazonul. Eu de asta de multe ori spun, băi, dați-ne diapazon, lasă cum e matrice și e chiar dacă e crop. Deci diapazon. Eu nu mă uit la faptul că e full frame sau e crop. Pe mine mă interesează că eu să am lentila bună pentru el, ca să pot jongla cu lumina. Doi, ca imaginea aia să fie plastică la colorizat. Adică da. Să ai un dynamic range foarte... care să trag de ea și să pot coloriza la maxim. Uite, asta contează. Că eu pot să zic din continuare că GH-urile, GH5-ul și GH6, hai că GH6 nou, GH5-ul încă pe 2-3 ani înainte, în care el va forță. Fi cameră foarte bună. Uite la ruși, îi trag cu GH4 unii sunt și fac niște filme wow. Hromov, pare mi se era pe țeminte pe vremea. Pot să zic ceva, da? Da. Dar o să supere, știu, dar multe branduri s-au supărat pe mine pe chestia asta. Hai, zic, la podcastul meu poți spui ce vrei. Nu mai aruncați bani pe tot timp pe tehnică nouă. Oh, bravo, bravo. Eu am o vorbă, știi? Noi îmbătrânim. Uh-huh. Tehnica o poți schimba oricând, dar pe noi nu. Da, corect. Adică... Luați-vă un aparat bun care vă reprezintă, da? Sau dacă l-aveți, învățați-l. Eu cunosc foarte mulți oameni care au tehnic scump, dar ei nu știu ce să fac cu dânsa. Dorin asta spunea, lucrați pe ce aveți și puneți creierul în mișcare să faceți exact. Creativ. Investiți în voi, călătoriți, vedeți locuri noi, ca creierul cumva să iasă din zona aceea unde tu lucrezi. Știi? El trebuie să vadă lucruri noi. Când o să vadă lucruri noi, el o să devină mai creativ. Duceți-vă chiar și la un workshop două pe an. De la fiecare workshop o să furați câte o idee. Personal, ce am înțeles din multe workshop-uri care le-am făcut, eu chiar undeva mergeam ca să susțin colegii, da? Eu am fost la Bart, am fost la Marian Croitor, am fost la mulți. Și undeva mergeam ca să-i susțin, dar undeva înțelegeam că ceva totuși eu am să învăț, clar o să învăț, o precis cu ceva o să fie. Și a doilea, pentru mine, nu ca a doilea, asta poate e punctul 3, dar el e cel mai important. Tu deodată scurtezi timpul care tu trebuie să-l dedici acolo un an, doi, trei să înveți chestia asta. Când tu vii la un workshop de o zi, două, știi asta, ți ia... S-o deptavă.
după workshop-urile astea, nu prea s-a practicat ceea ce s-a dat nou. Și eu să spun de ce. De ce? Chiar și acum în Italia le-am zis oamenilor în felul următor. Că săptămâna trecută am avut în Italia workshop. Nu vă puneți cu capul pe piernă și așteptați prima nuntă și să vă duceți și să experimentați exact cum v-a arătat carp. De luni, de marți, deodată, da? Nu, nici să nu vă auziți de chestia asta. Vă duceți acasă, vă notați pe, într-un carnețel lucrurile ce trebuie să le îmbunătățiți la voi, ce trebuie să schimbați, ce trebuie să experimentați și vă puneți să experimentați. Treptat, experimentați 2-3 ori pe săptămână, cel puțin. Când o să vezi că lucrul acela deja este în plus, pam, îmbunătățești stilul, adaugă, dar nu peste noapte. Eu știu oameni care s-au dus, știi, au fost la Dima la workshop, știi, și că Dima stă foarte bine pe lumină, știi, și eu zic, gata, eu nu știu să fac pe negru sau să lucrez cu umbre frumos, cum a făcut Dima cu lumină. Nu a făcut nimic, fiindcă el nu a experimentat, știi, și gândesc, gata, am fost la workshop, mâine mă duc la nuntă. Asta e greșit. Acolo îți dă doar instrucțiunea. Dacă tu până nu vii și nu încerci să înguriel, să pui, să vezi, nu o să iasă nimic. Exact. Absolut. Și trebuie să experimentezi. Noi la workshop-uri dăm informația. Dar acasă te duci, îți schițezi. Eu le spuneam oamenilor când am trecut, eu cum trag în vlog, da? Eu când am trecut în loc... Vlog în câți biți? În 8 momentan. În 8? Acum tu, eu când aud log și 8 biți, pentru mine parcă știi... O să-ți explic. Niacom, știi? Cum se zic la București? Nu, la București. E foarte bună imagine la 8 biți. Apoi ai zis că vrei să o întinzi, îți place să... Păi da. Tu ai 10, tu ai 10 și ai 12 metincă, nu? 10 am. 12 metincă e extern. Da, la 5. Da. Este 10, corect. La 10 este și mult mai plastică. Dar la 8 biți, pentru nunți, eu nu văd sensul să trag în 10 biți. Nu, sala nici o... În schimb, dacă eu jonglez corect cu lumina ziua, dacă fac expunerea corectă, imaginea o să-ți pară că e de 10 biți. Aha, am înțeles. Acolo trebuie să faci din start setările bine. Dacă tu lucrezi pe vlogul ăsta, el apropo e tot e cu plata, mă? La S5 Mark 2? Da. Nu, el vine direct. E deja. Am vrut să-ți întreb, iată acolo nativ cât este ISO minimal trebuie să-l... La log... 400? Nu, la vlog e 640. 640. Și iată cum faci tu când ești ziua mea mare și trebuie să tragi un cadru afară, soare și vrei să fii tot blurat din urmă și e frumos. La 28, de exemplu. Atunci cu 24-70 la tine. În cazul ăsta trebuie end the filter. Așa. Dar ai simțit totuși alea că problema asta? Că e vlog și din cauza la ISO mare. Nu. Sau n-ai simțit, nu, da? Nu. Eu trag maxim cu 8000 ISO. Ei... Cu cât se ridică ăștia de la Sony multe aud, dar și eu am 100.000, dar nu contează asta. Nu, iată, trebuie să știi stopurile. Gen, uite, toate aparatele deja astea noi au dual ISO. Da. Adică ăsta e ISO 1, ăsta e ISO 2. Aici trebuie să fii foarte atent. Că dacă ISO nativ începe la 640, următorul stop e cât? 1250 și mulțești la 2. După asta vine 2500. Da. Real ar trebui să te duci la 5000, nu? Următorul. Da. Dar tu nu te duci la 5000, fiindcă dual ISO începe la 4000. Aha. Deci de la 2500 trebuie să treci la 4000 și asta e ISO mecanica lui. Da. Dacă tu să te oprești între intervalii astea, imaginea ta nu o să fie la fel. Uh-huh. Și după asta îți treci de la 2500 la 4000 și de la 4000 treci la 8000. Și acum îți place noise-ul ăsta de la, de exemplu, dacă ai spus că ai făcut vreo două shoot-uri de astea în 8000. Foarte. Dar nu, eu așa trag nunțele. Cum tragi nunțele cu 8000 ISO? Tet. Da, la restaurant trag 8000. Și la biserică trag 8000. Dar pă, tu cu ce diafragmă filmezi, nene? 4. Normal? E bun? Chestia apropo, iată, din cauza asta, tentativă n-ai avut spre Black Magic. Acolo diapazonul, buți zdărov. Nu? Ți-mi minte când am spus de ce am trecut pe Panasonic? Primul lucru ce era acolo, stabilizare. Da, 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 da. Da. Black pentru Magic n-are. Buf. Eu n-am nimic împotrivă la camerele cele, n-am nimic împotrivă nici la Sony, Canon, nicul, toate-s bune, toate, dacă mâna crește de unde trebuie. Te susțin aici, fiindcă iată, eu am cumpărat R6 primul 2 ani în urmă, chiar cum a ieșit. Și eu am zvârlit absolut tot. Nici stabilizator, nici stative, nici monopoade, nimic. Exact. Un numărar mitel, dar nici din număr deja. Nu-ți trebuie, pur și simplu din mână, fiindcă tu ești mult mai flexibil. Și știi ce am sărat? S-a schimbat materialul. Da. El e mult mai dinamic. Tu ai observat când tu mergi, deja tu amplifici mișcarea după cum mergi, nu este ca la gimbal, știi, totul așa lin. E prea artificial aceea. Da,
artificial e chestie, știi, da, e pentru comerci, pentru comercial e bun. Da, pentru clipuri tot. Da, iată, la nuntă eu am observat că, tu știi, eu mai mult prind, eu mai mult văd. Emoțional eu mai mult prind. Păi fiindcă mai ești vizibil. Tu te ascunzi, deja ești cumva, nu ai atâta tehnică, ești ca un invitat de la nuntă de acolo și oamenii deja sunt normal, ei se relaxează. Tu ai lucrat vreo perioadă doar cu fixuri? Ai avut tentativa asta și plăcerea doar cu fixuri? Iată, eu știu că Barda lucrează da, cu fixuri. Doar că la Barda ei lucrează în 2 sau în 3, dacă nu greșesc. Da. Eu mereu... Acolo poți. Eu sunt singur. Fără Zoom. Și eu sunt doar cu Zoom. Eu tot cu Zoom, eu tot fără Zoom. Dacă eu aș fi fără Zoom, gândește că în momentul când schimb obiectivul, eu am pierdut lucru important, poate unul din cele mai importante cadre. Nu am timp de chestia asta. Eu am tras 2 nunți, 35, 50 și 85 am avut și imaginea totuși mi-a plăcut mai mult. E faină imaginea. Eu nu zic că nu. Dar în momentul... Dar e greu și așa de mult trebuie să alergi. Asta vezi, dacă tu ești 35, dar ți-i străbește undeva, nu 35, dar trebuie un 40-45 ca exemplu, da? Da. Tu trebuie să duci. Dar oricum imaginea mi-a plăcut. Și iată, probabil undeva... Dar e că te-ai gândit că totuși ai nevoie de a doilea shooter? Eu am avut la un moment dat. Am mai testat. Și nu vreau. Nu vrei totuși? Nu. Nu, tu știi, tot timpul spune că două camere, tot timpul e binevenit. Da, e corect, e binevenit și a treia și a patra. Nu este o problemă. Problema este alta, că eu nu am aceeași calitate. Uh-huh. Fiecare om trage în modul său. Fiecare om o stragă... Ce vede, cum vede. La cum e plătit. A, da, este așa chestia totuși, da? Da, e, tot timpul asta este. Că poți fi cel mai bun, știi? Dar nu o stragă niciodată nimeni exact cum tu o vezi. Da. Și eu din cauza asta am exclus și am zis nu, eu... Singurel. Singurel. Dacă eu greșesc în ziua nunții, îmi dau nimic. Dacă nu greșesc, asta e, mă bucur, eu spun că, aici am făcut. Mălădeț, da. Că eu spun la un moment dat că eram și la workshop și da, am făcut greșeli, știi, și în timpul workshop cum am filmat și eu zic, ia că eu asta e mâinile și la care eu filmat, știi, dar eu curățam imaginea mea, știi? Și tu oamenii tac și eu zic, adică nii, da. Există chestia asta, dar tu te auto-educi mai repede așa. Tu ești autocritic? Da. Bravo. Crezi că ai loc de crescut și de crescut mult încă? Da, toți avem. Toți avem. Nu. Cineva crede că gata, e suficient până aici. Eu cred că vreau să mă axez iată pe nivelul ăsta și gata. Atunci omul e acela în confort. Știi care e cea mai mare problemă a unui om? Hmm. Să intri în confort. Dacă intri în confort, gata. Asta Carlos Dream spunea. Nu și ai făcut și gata. Dacă tu intri în confort, tu te oprești. Da, gata, tu te-ai pierdut. De obicei, când te oprești, lumea merge înainte. Da, dar tu totul se schimbă. Și tu atunci începi să degradezi. Numai cum ai atins apogeul tău și nu mai vrei, nu-l mai vezi mai departe, tu începi deja să degradezi. Îți pui pur și simplu niște scopuri în viață. Tot la tehnic. Sunetul. Da. Oh. Oh. Știi, mă întrebau... Iau Pico Mico Pro, nu Pico. Nu am Pico. Așa ceva. Da, dă-i bun. Dar n-am zis că nu. Am zis la un moment dat. Da, la noi pe grup merg niște ramsă. Eu am văzut. Ia că camera așa e a ta. Eu am văzut. Eu sunt acolo pe grupul și eu văd. N-am nimic împotrivă la ele, dar, revenind, chiar la ultimul workshop eu am deschis rucsac și m-a întrebat lumea, cât ai acolo? Și eu zic, dar nu-i tata meu. Și dar cum adică nu-i tata tău? Zic, eu, numai microfoane sunt ele. Restul e alu Panasonic. Aha. Deci eu am investit foarte mult în sunet. Asta e lavalierele. Lavalierele. Ce fel de lavaliere ai? Am Sennheiser G4. Uh-huh. Dar bine-s cu cabluri, nu ai obsesit dânsele. De-am sunt DJI-ul și Pico Mico și mai vrei și Rod. Și... Nu se discute. Calitatea la Sennheiser, eu am aici G3. Du-te prin perete. Tu ai mai semnalul ăsta? Nu. Prin perete. Acum înțelegi de ce eu vreau? Eu sunt la nunți, da? În camera asta eu filmez acum, ca exemplu. Dar în camera aceea se mai întâmplă ceva. Și s-au dus mirile în partea aceea. Dar eu aud. Iată pentru chestia asta. Eu eram la un moment dat la Iași, mirile era la etajul 10 și eu eram jos și eu l-auzeam ce vorbea. Da, asta... E ca pentru asta eu am rămas pe Sennheiser. Pe radio, și pe analogicul ăsta. Da, radio. Da. Radio e veșnic. Dar eu n-am rămas pe lavaliera de la Sennheiser care era. Că e leva lavaliera. Am luat Sanken. Sanken cos 11 CD acela. Folosești Hlustov bine și stare mulțumit. O atingi, nu foșnești. Ce faci atunci când trebuie să pui două canale? Chiar dacă trebuie să scrii numai pe un canal, ce faci? Ai splitter? Am splitter de la Panasonic, Lumix XLR. Stă pe aparat, transmite prin pin. În hot shoot și au unii de acolo? Da. Și el transmite prin pin.
în aparat. Mm-hmm. Are Sony numai și, și Panasonic chestia asta. Ah. Aha, eu am o... Voi la Canon n-aveți? N-avem, am o prostie de la Saramonic, dar nu folosesc. Da. Uite, tu ai întrebat de cablu. Ai văzut automat un cablu noi? Da. Doi. Microfon, am două microfoane shotgun. Mm-hmm. De ce am două? Și să explic de ce. Unul folosesc ziua la, la, până la restaurant, îl folosesc pentru reportaj la maximum. Nu-i deși la rotund? Nu, nu. E chiar e shotgun, pușcă chiar. Da, da, pușcă, Rode VideoMic Pro Plus. Asta îl folosesc ziua. Seara am un... Pentru abianț? Sau pentru ce? Nu, mai mult. Acela vine și stereo și mono, adică microfon și shotgun, pușcă da. Și microfon stereo, care e tot. Da, pentru ce trebuie ăștia doilea? Ok, să-l găsim și să acela, pur și simplu, eu când filmez la trup, eu îl trec în stereo, care el e tot. Dar ies afară, dacă am reportaj, și îl, trec în mono și el îmi e doar pușcă. Acela e comod. În schimb, Rode-ul la pușcă e pistea asta. Și din cauza asta eu le am pe amândouă. Am înțeles. După care, adică ele stau la mine pe aparat. Deci tu ai, ai lavaliere, ai două shotgun-uri. Da. Am un Instamic Pro. Și asta? Eu nu știu. Nu știi. Am scăpat. E că tu vezi, folosește asta. Deci ăla, el e pătrățel. Miteluț? Și el, da, miteluț și îl înregistrează pe dânsul. Și eu îl pun la eu pun la preot, de obicei, și la, la cununia civilă. Și un fel de recorder mai da, mult. Da, dar el e micuț, dar tu știi că sună tare. Bun. Bun tare. Așa. Și eu mă duc, îl pun el pe bază de magnet, l-am pus, l-am dat trec și m-am dus când eu după asta și l-am înregistrat după asta. Unde tu folosești ca microfon? Te-ai spus la preot și... Și la starea civilă. La starea civilă, la, da. La ofițer. Am și-o pus albă pentru mireasă pe dâns, pentru dâns, dar mi se pare că o dată sau două l-am folosit. În rest, nu folosesc. Da, Sennheiser-le unde le folosești? La valierile anume? La mire. La prima jumătate a zilei mai mult? Până la dans. Până la dans chiar, da? Da, da, până la dans. Dar eu nu sunt că e comod. Eduard, ies, te rog, pătratul ăsta de aici, păi de la fund. Păi eu n-are cum. Eu dacă să-mi spun, eu spun în felul următor. Ți-au plăcut filmele mele? Da, rap. Apoi rap, da. Am înțeles. Adică, eu la toți mirile zic în felul următor. Noi avem amândoi și eu am un scop și tu ai un scop. Tu să primești un film bun de la mine, dar eu să am un film de, de portofoliu. Da. Și, ok, ne-am înțeles. Și mergem întrebări nu-s, da? Da. Sunetul din pupitru, ce faci de la muzicant? Am Zoom H8, H6. Cum, cum faci? Scrii sunetul aparte, muzica aparte, prezentator aparte sau? Stai că tu n-ai acroma, nu mai ai. Stai la voi acolo, voi și lights, voi sunteți ca la sanatoriu, blin. Dar de și lights. De atâta că noi așa ne chinuim 70 de milioane de dansuri și o grămadă de vorbăraie, dar la voi și TikTok și la ora, la ora 9.35 la voi care terminat. Care 9.35? Nu, de obicei eu termin nu înțelep la 1, 1.30, 12.30, cam așa. Yes, dar nu ești la Briceni și termin la 11.30 nu. Sau la 9.30. Da, nu, glumesc, glumesc. Da, se întâmplă când poți termini și la 3, dacă sunt început târziu nunta. Depinde de, de nuntă. La voi sunt foarte multe speech-uri, dar eu am foarte multe nunți unde am câte 3-4 trupi, vin la rând. Ah, aha. Sunt invitate, da, da, da. E ca la noi acolo e ghimaroiul, cum să spun. Da, îi vin cu alor. Cu... Dacă îți vine Andra o oră, și-a poți vine Lidia Buble o oră, și-a poți vine Smiley. Marcel Pavel. Și-a poți vine și ala, m-a avut, când am avut, cu un an în urmă, m-a avut Andra, Fuego de două ori, Botgros a fost, Gordienco a fost și-a mai fost cineva. Apoi că gândești cum acolo. Da. Oricum ai unul care merge general. Nu, acela înregistrează tot. Eu da. îl conectez și îi dau rec, eu mă duc periodic și verific sunetul. Am căști la dâns, spus, verific, ca să fiu sigur că nu ne-o stricat sunetul, că se mai întâmplă. Și la masa mare ai avut acolo la... Dar nu avem asta. Știu, zic, da, ai avut poate vreo nuntă mândrească, când totuși cineva trebuie da, să vorbească. Da, pe că la nunta asta, spre exemplu, a fost... Și un pic de masă mare. Așa. A fost, nu știu, vreo și ia ca acasă și faci cu sunetul la masă mare. Tot așa îl lăsai din pupitru? Da, da, din pupitru. Nu pune ceva aparte. Nu, da? Din pupitru îl mixam bine cu izotopul, mai punem un, un compresor pe, pe dânsul, adică îl lucra. Deci îl prelucrai, da, am înțeles. Bun, cu sunetul mai ai ceva să-mi spui ceva interesant? Cu sunetul... Ai spus ce e și de cabluri. Fapt... Cablurile sunt importante. Cablurile sunt foarte importante, zic că poate vreo fișcă ceva poate mai ai. Dacă nu trecem la lumină. Uite, eu acum am mai schimbat ceva la sunet. Eu am trecut pe... Până acum eu aveam din aparat căști cu fir, știi? Da. Și am început să obosesc. Eu mai lăsam aparatul în jos. Apropo, e că eu chiar am vrut să te întreb. Și mă dureau urechile. Și după ce mi-a făcut cadou soția AirPods-uri, și eu am zis, de eu trebuie să le folosesc. Tak, ia că davai pe padrobnii, păjauștă. Și am început să caut pe net. Și aș putea să folosesc, că eu să pot conecta AirPods-urile la orice.
și am găsit, se numește Airfly. Airfly, așa. Și el așa un mic device, îl conectezi și are buton. Tu poți să folosești la orice vrei. A, și îl pui de acolo de un ies sunetul? Da. Și el despre... Exact. Da, am văzut așa ceva. Dar tare gândit... comod. Tare comod. Da, că nu mai ai cabluri. Lumina. Lumina. Tu e ca de exemplu, uite, îți spun și s-a memorat la mine ca, nu ca la client, nu ca la Miri. Care film te-ai uitat? E, nu știu, sincer, nu știu care. M-am uitat pur și simplu unul din filmele tale, cât mă, cât îmblam, random, știi, random mă uitam. Și am observat acolo, tu pur și simplu ai filmat decorul din sală și avei pus lumina, era afară, era open air și era, nu știu care acolo, dar era așa o leacă open air și mă uitam cum ai pus lumina și e bătie spre masă, dar deși lumina naturală, zic, a, fii gheci și, și volum tâmpit avea acolo. Da. Bă, mai... niște farfurioare, niște, știi cum, adică... Da, bag un pic în la, sub 45 grade, am văzut. Da, îi dau un pic de contrast, că dacă, spre exemplu, lumina e caldă și îi dau un pic de rece, știi, faci un pic de volum. Și că tu ești singur, tu n-ai nevoie de asistente ca stârâtat asta. Nu. Tu vii, îți pui, da? Mă împrietenez bine cu fotografii sau chiar cu un ospătar. Hai ținim, te rog, un pic așa. Hai la, hai îmi lucrărut. Hai, băta. Da, două lumini am la mine tot timpul. Două? Da. Ce anume ai? Am un bitlighter de 4000 de Kelvin și am un, am o forță 60B, bicolor, pe baterii, dar forța și e puternică. Tare. Forța e nu-i mare tot. E tot are mânier și eu tot țâi. Are, eu am și, am și pentru zoom la dânsa de... Am înțeles. Fresnelul. Dar am nunți unde, spre exemplu, am la pachetul maxim, acolo i-am cu asistent inclus. Cu lumină. Și că tot timpul asistentul se umblă după mine, știi, și îmi ține lumina. Dacă nu-i plătit chestia asta, eu n-am cum să-l iau pe asistent, fiindcă mă costă. Am înțeles, dar tu nu o pui așa pe stativ și undeva, de exemplu, să o pui contra la lumina de la muzică? Nu, și-ți explic de ce, fiindcă trupele, 90% din cazuri din România, nunțele care mă duc, au schelă cu lumini bune. A, păi da, e numai într-o parte. Cum completez partea cealaltă? Sau tu așa și o leși? Eu așa, eu încerc să fac cât mai natural de acolo. A, așa, cât să dai atmosfera anume cum este, exact, da? Exact, exact. Am înțeles. Dacă eu vreau să filmez... Dar bitlighter-ul de... cum îl folosești numai la primul dans mai mult așa, nu? Dacă poți, că o mână, că te-o să-l ții sau... Nu, rog rogi prieten, totuși, da? Da, să-mi țin bitlighter-ul. La tort îl folosesc tot des. Da, la tort, la, la primul tort, dans. La tort, la primul dans. Dacă la am... dressing poate îți trebuiește, da? Dressing? Îmbrăcatul? La... Nu folosesc. Nu folosești? Nu, l-am îmbrăcat strict lumină naturală. Dar dacă n-ai fereastră, n-ai lumină naturală. Atunci da, dar o scot afară. Dar tu lumina asta pentru celălalt, tu faci și comerciale? Mai am și comerciale. Ce fel de comerciale faci? Iată, luna viitoare, pe 6 mai am pentru Opii România de făcut. Mi-a intrat iarăși zile trecute un corporate pentru ambasadorul Alfa Parf România. Tot e moldoveancă de-a noastră. Dar produse ceva, anume produse... Am făcut pentru producători de beri, Sicaru. Au fost mai multe, dar n-am, le-am anulat. Că nu, de, nu de ce nu vrei să mergi în comerciale? De ce nu vrei să atingi piața de comerciale? N-a zis că nu vreau. Trebuie timp. Trebuie echipă. Trebuie totuși echipă, da? Da. Dar ce trebuie să iei ca pentru comerciale? Ce nu-ți ajunge să iei pentru comerciale? Trebuie, mi-ar trebui cam vreo doi oameni. Eu deja i-am. O să ne apucăm de chestia asta. Suntem o gașcă de vreo 3-4 persoane acolo, prieteni, tot din domeniul ăsta, dar problema este că suntem toți din orașe diferite. Eu Brașov, altul Buzău, altul Pitești, altul Galați. Și gândești că noi trebuie să ne adunăm în momentul ăla. Am înțeles. Acolo e problema. Dar o să începem producția, fiindcă am început să iau din nou clipuri muzicale, fiindcă am mai făcut asta și trebuie să mă reîntorc. Am zis că mă reîntorc pe clipuri muzicale. Pe clipuri muzicale. Ai scenariști? Sau nu, tu tot? M-am ocupat eu. În calitate de operator, regizor, ce vrei să faci anume? Sau faci full, ultra, all inclusive? Nu, vrem să facem tot. Adică... Da, dar tu în calitate de cine? Eu regie și editor. Și editor, dar cine o să filmează? Păi am colegi. Aha, totuși, da. Totuși ai încredere în cineva ca să-i minezi și partea asta de... Deja
ne cunoaștem unul pe celălalt foarte bine, din priviri știm ce avem de făcut. Apoi asta am vrut să te întreb, eu am făcut și eu Adine Aure un clip ușor, a avut destul de bun succes la o tânără interpretă și am vrut să te întreb, scenariu, iată pentru mine ideea e cea mai importantă. O alcătuiești tu sau de obicei se discută cu, ai discutat-o înainte cu interes? De la caz la caz. Sunt, spre exemplu, unele case de discuri, poți să-ți vină și să-ți spun, iată, trebuie să scoți asta în evidență. Și de acolo trebuie să dezvolți toată ideea. Uh-huh. Adică să spuni, ca exemplu, o idee. Trebuie asta scoasă în evidență. Cum o gândești, ce faci acolo, treaba ta. Am înțeles. Și acolo care vine... Deja vii și chipzuiești, da? Cine vine cu ideea bună și cu prețul bun, acela clar că câștigă. Roma Burlaca, știi din ce cauza a avut un succes bun? Că a făcut lucruri el diferite de alții și s-a diferențiat de piața română. Fiindcă, exact. El genera. El da, genera și el... El e diferit, eu cum i-am spus și lui, da? El e diferit în primul rând de la modul lui de a fi. Da, adică da. Tot începe de aici. Plus la toate, cum el gândește, asta e diferit față de foarte mulți din România, fiindcă acolo merge foarte mult comercial, iar la Roma e combinat comercial cu artistism. Da. Da. Și asta e diferența lui Roma. Și el e un pic mai dur. Plus la toate, eu i-am spus și lui, el foarte... Dur și aoleac, arogant, da. Dar probabil... Arogantul ăsta e benefic, apropo. Da? Da, pentru ce face el e benefic. Cum spune la București, o nezămărăcivăță, că ideile, că e... Nu, dar acolo tu trebuie să fii și spui, nu contează, tu vrei... Da, te ridicat, ai făcut, chiar am... Eu tot așa aș fi dacă aș fi în locul lui, fiindcă altfel cumva eu stic alții în picioare. Eu sunt de acord, eu absolut sunt de acord. Și Roma faci corect pe tema asta și bravo. Dar eu cum ți-am spus, eu lui i-am zis, eu nu știu cum tu reziști, dormi câteva ori. Da, el lucrează foarte mult. El foarte mult lucrează, el de-o spunea la un moment dat, poți dormi o oră, două și m-am trezit și din nou la filmări. Eu n-aș rezista. Roma, vrezi ei și auleacă să discutăm? Da. Ca să discutăm, nu și ei discută cu tine despre clipuri, despre chiloței, despre... Aici trebuie, da, Roma. Aici, da? O să-l chem odată? Normal că trebuie. Cum a fost la conferința, într-o când am organizat-o la Brașov. La un moment dat, știi, lumea deja era obosit, știi că el a ajuns un pic mai târziu. Și a intrat Roma și a început așa un stil mai spre comedy și vinea și cu informații și apoi mai duce și toată lumea parcă s-a trezit, știi, și tăți, dar mai stai, mai stai. Așa că trebuie adus. Da, vreau vibe-ul ăsta lui Roma, vorbesc cu mai mult un pic tehnic totuși. Cu dânsul poți face și altfel, dacă el nu o să poate să vină aici, urc cu dânsul mașină și pe drum fel. Da, 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 am înțeles că el, da, într-adevăr. Bun, camere, lumini, sunet. Da. Trecem un pic spre clienți. Hai. Asta a fost mai mult pentru colegii de pe grupurile noastre. Nu m-ai întrebat în ce editez. A, am vrut să întreb. Da, hai zi și asta. Zic, ești pe Final Cut, că te ușid. Rar editez, dar spui Da Vinci. Băi, e ca să-mi spus, e ca, de exemplu, eu acum îl învăț pe copilașul meu. Cristi are deja 17 ani și eu acum, da, am un copil. Da, mersi. Iată, eu am spus, Cristi, dacă eu era să mă apuc să mă învăț a edita, eu precis că mă apucam de Da Vinci. Tu știi cine e de greu să trec pe dânsul? De 1000 de ori am trecut doar pe Da Vinci și mă impu. Eu știu că nu e greu. Mine mă enervează numai nodurile astea cu coloristica. Restul... Și nodurile. Uite, în premier, ce faceți? Tu editezi în premier, da? Da, din păcate, și da, așa că aici tot evident. Și voi puneți adjustment layer și puneți colorizare. Dar uite, îți mai zic încă ceva. Dacă iei așa și ajustezi Da Vinci la toate, interfața lui arată ca premierul. Da, da, eu am făcut asta. Foarte și eu și butoanele le-am pus, le-am pus. Oricum. Nodurile, știi pentru ce-s făcut oricum, catare? Tu... El e ca în filme, de obicei, fiecare nod se face o singură ajustare de culoare. Gen, tu ai lucrat aici numai în Carvus, da? Rămâne pe nodul ăsta. Următorul nod, eu am lucrat... Numai noise-ul, de exemplu. Da. Iată ca și fiecare nod îl denumesc. Sau pe canal, de exemplu. Pe exact, canal de culoare, da? Da, orice. Iată, pentru asta s-au făcut nodurile, ca când o să vrei la un moment dat să faci o ajustare, tu te duci pe nodul acela. Da, eu știu, am înțeles asta. E un mod asta mai simplificat. În schimb... Nu că e mai simplificat, el chiar e mai ajustat, el poate e mai complicat undeva, dar el e mult mai simplu pe urmă de redactat. Cât de ușor l-a colorizat un log, fiindcă nu trebuie să întrebi să cauți pe site-uri, da, spre exemplu, da, da, conversia da, da. În Rec 709 și să aplici... 2020, da. Acolo tot, da. Acolo este tot. Da, da, asta e tot direct. Este color transform, iese și ți-l transform imaginea, ți-o faci țâță de fată mare. Foarte, foarte ușor, îți faci și ajustezi, dacă tu filmezi ziua corect. Și oamenii, după ce văd chestiile astea și când îi arăți, na, uite, mur în gură, uite cum, e ușor, nu vă complicați. Nu-ți închide, nu-ți frânează, merge tot. Bagi 4K, bagi 10 bits, merge, n-ai nicio treabă, pui în premier. E ca,
cea mai mare diferență anume dintre toate redactorile și premierul ăsta, că el așa de tare, el așa de prostalan premierul ăsta, el e, dvijocul lui este așa de vechi și așa de prostalan. Băi, dar ne-am deprins, ne-am deprins, atunci ești și de complicat, eu de 1000 de ori. E ca că știi că zbâvșai, nu știu cum se primește la mine. M-am dus de pe premier, dar zic că leacă în Final Cut și am avut acolo un Mac Mini, zic, fu, vapșe nu putem, nu știu. Are lucruri interesante Final Cut-ul. Foarte bun, mai ales cu titrarea, cu infografica, și n-are Da Vinci chestiile astea și le arătam. Că am avut în Italia o persoană care edita pe Final Cut. Și zic, vrei să arăt niște lucruri care n-are Da Vinci și aici are? Care? Arăt un buton și apăs, dau un sunet în jos, spre exemplu, și tot așa face singurul punctele. Tot, mă, ce ușor. Zic, da, dar asta în Da Vinci noi. Mm. Și asta am zis, că anul trecut am filmat nunta la managerul de la Adobe pe România. Adobe are în România doar sediu. Și la fel stăteam la cafea și zic, dar și de levă-i premierul? De el spune că știm. Da? Eu zic că da, știm, el e tare greu. El se renoiește fiecare an și ceva de oricum. Și-o zis că... Cum stai așa, tum, și-o dispărut. Așa și-o zis, da, noi am rămas în urmă. Merge rău, noi singuri știm de chestia asta, dar n-avem ce să-i mai facem. Trebuie să-l redactez de la început. Tot și asta e foarte complicat. De asta eu recomand, treci să-mi Da Vinci. Așa de ușor, acum am mai făcut asta pentru tabletă. Cine are tabletă, mai ales... El a ajustat prima timp pentru M1, numai. Da. Tu ești pe Apple, apropo? Da, da, doar pe Apple. Pentru tabletă e ideal ca tu să faci selecția. Adică tu ești în avion, spre exemplu, să mergi cu trenul undeva, ca exemplu, sau te-ai dus într-un hotel, ți-ai pus materialul, pui și selectezi repede. Ideal pentru chestia asta. Tu l-ai cumpărat? Da. Nu. Nu, e cu licență. Cu licență? Da. Dar este și ăla care e, da, simplu... Da, dar eu nu l-am cumpărat. Mie mi l-a făcut cadou. Ah, am înțeles. Editez totuși așa mobil, adică vrei la acasă, prin duși undeva în cafenea? Da, da. Ai așa ceva, da. Sau un prin mașină, sau prin neca. Vii acasă, de exemplu, și așa în... Dar de asta și nu țin MacBook cealaltă. Da? Hai să trecem la clienți. Băia, să ne asculti clienții. Tu cum, normal mergi? Da. Ți-i ciotca? Da, la mine tot n-am emoții la asta. Tipa, după cafea trebuie băut apă, nu? Da, trebuie să bem pahar cu apă, dar dacă vrei apă mai corect, bei mineral. Cu gazichi? De ce? Gen, scurăți papilele gustative mai bine. Aha, am înțeles. Ia uite, n-am știut. Când ai trecut din Moldova în România, diferența între nunțile noastre, noi practic le știm. Spune-mi, te rog, cum se atârnă totuși... clienții de acolo... Față de materialul tău la sfârșit, cum se atârnă față de eveniment și hai până când la astea. Bun. Două. În primul rând, legat de materialul meu. Da. Cred că ai observat, dar în România foarte puțin suntem care facem calitatea asta, adică în stilul ăsta. Da. Mi se pare că avem prea multe degete la mână ca să, nu știu, poate să fiu rău sau nu, dar... Asta e greu, asta nu e ușor. E greu, știi? Și foarte mulți, din păcate, am și prieteni și colegi care discutăm de chestia asta, foarte mulți cumva nu vor să riște. Să fac schimbări. Adică dacă mergi tipajul ăla de 2-3 ori în continuu și cu gimbalul, dar asta fiecare de coleg face în felul său. Acum, revenind la tipajul, materialul tău. La meu, da. Când vine clientul la mine, el știe de ce vine. Fiindcă eu pe site am filme cap-coadă. Și le pun special ca oamenii să vadă, să nu pun întrebări. Dar de ce durează numai 20 de minute sau 30 de minute filmul, știi? Am pus, este rubric făcut filme. Dau opțiunea clientului să vizioneze filmele cap-coadă, să el să înțeleagă. Eu sunt potrivit pentru dânsul sau nu? Dacă el a văzut unul, două filme și lui a plăcut, el clar îmi scrie. Dacă lui nu i-a plăcut, nu o să-mi scrie. Sunt clienți care, spre exemplu, eu văd, zilnic am vizitatori unici pe site în fiecare zam. Așa. Eu văd, îmi scriu sau nu îmi scriu. Sunt clienți care, mi-au zis unii, nu ți-am scris din cauza că am știut că să fii scump. Tu n-ai prețurile pe site? Nu. De ce? Ai o abordare poate individuală cu fiecare client după cerință? Sau pur și simplu e o tehnică de marketing la tine? Dar nu e tehnică de marketing. Nu știu. Știi de ce nu am pus public pe site? Că probabil el crește sau... Nu. E și asta, dar nu vreau să inspiri toți la cum fac eu pachetele. Știi, m-a sunat cineva de prin Pitești acum vreo 2-3 ani urmă și eu zic, da, ați văzut ce fac? Da. Dar eu te vreau la mine la nunt. Și eu zic că, trimiteți-mă e-mail, eu îți vă dau oferta. Nu, spune cât costă. Eu deja eu explic, uite, am pachetul ăsta. Durata filmului e așa. Costă atâta. Și el începe la mine să ridice vocea. Dar de ce tu mă 20 de minute filmul?
Eu doar îți plătesc, știi? Și eu zic, eu vă înțeleg, dar nu este o problemă. Sunt alți colegi care vă pot face pe... Nu, eu vreau ca tu să vii să filmezi, dar să-mi faci de 3 ore. Și eu zic, n-am cum. Și atât, pentru chestia asta, eu am scos numărul de telefon, pentru că sunt clienți care sună. Sună, tu vrei pe și eu nu vreau să mă suni fiecare zi omul să mă întrebe, dar cât costă? Dar cât costă? Dacă el o să fie cointeresat, o să-mi scrie un e-mail. Știi unde e așa? În state așa. În state foarte bine lucrează până ziua de azi. Sunatul? E-mail-ul. Nu. A, e-mail-ul. Tu nu poți suni pur și simplu așa omul, cât costă? Alo, asta e foto? Dar cât costă? Da. Nu. Tu scrii oferta, tu scrii cererea ta și el îți trimite oferta. Exact. Asta e cel mai bun, fiindcă omul, dacă el într-adevăr te vrea, el o să facă efortul ăsta și o să-ți scrie. Și dacă omul acela într-adevăr încă mai este interesat de tine, el o să-ți scrie acolo un mesaj cu o poveste despre dânsul. Am client, o să-ți arăt, dacă vrei, e-mail-uri unde îmi fac așa niște descrieri, că toată viața acolo poate e scrisă, știi? Eu atunci înțeleg că 80% acela e clientul meu. Eu le răspund la toți. Nu pentru alți clienți care pur și simplu chiar încă nu știu, al vor e pe Eduard Carp sau nu, nu pare asta parcă lea că Eduard Carp e cu nasul pe sus? Nu, dar de ce? Eu doar le răspund. Eu dacă nu le răspundem era altă problemă. Dar eu le răspund, îmi cer scuze, sunt ocupat sau sunt liber. Așa. Nu ai așa că 3 zile n-ai răspuns? Sunt cazuri, dar eu dacă nu răspund 2-3 zile, eu răspund și spun, îmi cer scuze pentru mesajul întârziat, dar am fost ocupat cu asta, cu asta, cu asta. Dacă clientul acela înțelege, bine, dacă nu înțelege, îmi cer scuze de la dânsul. Și i-am zis, am avut clienți care mi-au răspuns peste o săptămână. Iată abordarea asta cu filmele astea, e cam aceeași, ca, dar unde e restul? 25, dar unde e restul? Nu ai așa ceva? Se mai întâmplă 1-2 clienți pe an, știi? Unde? Dar, tu mai iei nunți aici la noi, Moldova? Nu, dar eu n-am avut nunți din 2019 în Moldova. Aha, ok, deci, am înțeles. Dar asta se mai întâmplă, unul sau doi clienți de asta rar, știi, să mă întrebi, dar mai ai ceva în plus, știi, sau ceva, dar eu oricum mă încadrez în timpii filmului care sunt în contract, adică dacă filmul e între 20-30 minute, el primește un film de 22-25 minute, 27. A fost cazuri când eu am depășit cu 2 minute, în loc de 30, maxim, eu am dat 32, fiindcă a fost material mult, știi, și eu am zis, păi, dă să dau omului, dacă am de unde spune. Ți închipui să uiți la care, cum e tu? El, tipă, e mult, cu 2 minute am dat mai mult. Capiț! Da, băvait. Dar nu zici de care... Dar nu zici de care, da, unde e brut? Poți să-mi dai brutul, te rog. Am pățit aseară. Eu am dat nunta la altă ieri. M-am întâlnit cu Mirile, era și ziua Mirilui, știi, și... Dar să nu-i spui Mirese că e ziua ei. M-am întâlnit să dau frumos tot. Dar mi-a dat și un hard, că eu l-a ales pachetul cu brut, știi? Și de-a mi-a dat hard. Eu am pus brutul pe hard, tot ok, stick-ul era frumos cu filme, am pus pe hard și filme ca să fie o copie. Și mi-a scris aseară, fain filmul, chiar ne-am plăcut, ne-a uitat cu nașii, cu părinții, știi? Dar nu-ți deschid bruturile. Înțelegi? Și eu am zis, există riscul ăsta să nu-ți deschidă brutul. Zic, dar pe ce te-ai uitat? Pe TV. Niciodată nu-ți deschidă. Fiindcă el are 100 de bitrate-ul de 100, hai că e log, n-are nicio treabă chestia asta. Zic, poate o să deschidă pe un calculator, dar depinde și de ce calculator. M-a înțeles omul. Adică eu le explic, nu o să fie un fișier video, adică le-am pus toate, le-am lipit. Nu, exact cum filmez, așa vă dau. Adică eu... Brutul tău costă? Da. În pachet? Da. 350 de euro costă. Dacă vorbim de ce, mie nu-mi place, eu am spus lui Dorin, mie nu-mi place să mă bag în chioț. Cât costă Eduard Carp la o nuntă standard, non-cronologică, 20-25 minute? Minim sau maxim? Nu, mă interesează... Dar nu zic asta, că asta e pentru ANAF, nu. Mai nu, încep de la 2300. Așa, și iată în 2300 noi avem... filmul ăsta... Vine filmul de non-cronologic de 20-30 de minute și vine un teaser de 1-2 minute. Câte nunți tu poți maxim stragi pe an? 20. Ca să fii confortabil. Ca să fii confortabil 15. 15 nunți. Da, ca să fii confortabil, dar reală sunt undeva 20. Bun, asta e o cifră destul de... 20, am trecut, au fost mai multe, nu știu, a fost an greu. Cum cu, iată, ca client să știe, în cât timp îi primesc materialul? 7 luni. Asta e ceva normal, adică eu știu de la 6 până la 10 luni. Da, nu, la mine scrie 6-7 luni, mai sunt cazuri când întârzi un pic? Pot să întârzi cu o săptămână, dar de la caz la caz. Am acum 2 evenimente doar întârziate, dar deja sunt gata. Adică asta nu e problemă. Cum se livrează materialul? Online și fizic pe stick. Dar luând
procentajul din ultimii 3 ani, fizic pe stick am dat, dacă am dat la 20%, la noi, la mine 80% tot sunt online și știi acum cum mai abordez situația, că le dau pe cloud. Cloud-ul, pe cloud stă 2-3 luni și după aia se șterge, dar le dau și pe Vimeo cu parolă. Dacă clientul mă lasă să public filmul, eu îl las public fără parolă. Dacă îmi zice, nu vreau filmul meu să fie public, eu le dau link-ul cu parolă. Și acolo e filmul tot. Am înțeles. Bun. Și asta tot interesant, că asta practic face parte din marketing, poate să ajute pe unii colegi. Eu asta pun și pe site, le fac pagină separată și le dau link-ul de pe site și parola. El când intră pe link-ul de pe site, îi apare un monitor negru, player-ul de la Vimeo apare negru și loc pentru parola. Aplici parola, pam, și deschide. Am înțeles. De el stă la mine pe site, dar mai jos stau și alte filme. Am înțeles. Dar ei distribuie? Distribuie, da. Și iată asta. Și ei stau la mine pe site. Vulpoite. Asta e bun. Nu, ești bravo. Ia ca aia, vedeți, v-am mai dat un secret. Dar asta o zic tot timpul, că e marketing gratis. Ia că este marketing gratis, fără să faci bani, fiindcă un cuplu are cel puțin 10-15 prieteni tineri. Da, și normal. Este masa tineretului. Da, și eu distribuit în grupul lor. Și dacă eu să vadă că le-a plăcut filmul celălalt, și o zic la un moment dat, da, să mă mut ce mai faci asta, dacă într-adevăr așa faci. Și am mai văzut unul, spune, gata, eu stau să fii la mine la nuntă. Sau ați vorbea cineva și spune că, băi, nu, pe ceala nu mai îl recomandăm, știi ce face. Și atât, ăsta e Radio Baba. Tendințele tale, care tu le vezi pentru anii viitori, ai să schimbi ceva în materialul tău ca concept sau nu? Da, eu am mai schimbat. Sunt aproape la final de schimbarea asta cum mi-am dorit-o. O să merg foarte mult combinat reportaj fashion. Uh-huh. Glamour, fashion, da? Da, da, da. Clar, am schimbat și mai mult partea de colorizare, care am dus-o cât mai mult film, de când am trecut în log, de când am studiat bine. Și acolo o să rămân. Îl văd cu filme mai scurte. Încă mai scurte? Îl văd undeva la 15-20 de minute. Chiar astăzi am terminat unul de 15 minute. Așa frumos. Așa plăcut. Bravo. Dar tu faci schimbarea asta pentru a majora prețul? Sau totuși pur și simplu vrei să faci o schimbare? Nu, asta ține de suflet. Știi? Asta e... Eu așa sunt. Și dacă eu risc ca schimbarea asta să mă coste să pierd unii clienți, eu mi-o asum. E un semn foarte bun atunci când clienții schimbă data evenimentului doar pentru foto sau pentru videoservicii. Noi am luat cei mai important până acum, trupa, sala și videograful. Fotograful luăm după. Am înțeles. Probabil fotografii totuși sunt mai mulți buni decât videografii. Da. Ești de acord? Da. Și România... Dar din ce cauză? Iată, din ce cauză tu crezi că așa se întâmplă? Măi, eu cred că a face fotografii e un pic mai ușor decât videografia. Ia, am 60 de comentarii. Da. Mai asta este părerea mea, dar... Eu sunt de acord cu tine total, dar... Nu înseamnă că ei se duc la nuntă și aparatul faci singur tot. Tot trebuie să crească mâna de undeva. Tot trebuie să ai ochiul și ăla format. Adică tot trebuie să pui multă mișcare. Doar că... De ce spun că e un pic mai ușor decât la video? Postproducția. Da, postproducția. Noi lucrăm cu sunet foarte mult, da? Ținem de stabilizare. La poze, chestia asta nu... Poți să-ți pui căștile în urechi, să faci selecția, să asculti podcast. Noi la video nu putem chestia asta. Și iată, vezi, fotografii, de facto, ei foarte bine prelucrează ce au de prelucrat, dar noi trebuie să gândim deja cum să livrăm asta materialul ăsta. Ori cu așa dispoziție. Trebuie să faci scenariu acolo, trebuie să faci o schiță, trebuie să-ți dai o emoție, trebuie să-ți dai un sens. La poză nu-i chestia asta. Se mai spunea că video, în genere video față de foto, pur și simplu atinge alți receptori de emoționali. Și nu că alți, dar îi adaugă. Într-un dormitor sau într-un living, nu-i spui niciodată într-un tablou, în televizor, să meargă film, dar îi spui o poză. Exact. Da, de acord și cu chestia asta. Un album foto trebuie să ai. Numai decât. Numai eu decât. N-am. Dar, ca să te duc în povestea ziua anunții cum a fost, tu vezi video. Cum? Deci, fiecare are sensul lui. Nu, ești de acord total. Cum crezi tu, clienții se uită mai mult la foto sau la video repetat? Eu cred că la video. Pozele au postat și cam ele apar. Pozele au postat, s-au uitat una, două, trei și cred că se mai uită pe la album și atât. Dar se uită la video de obicei la clipul ăla scurt sau dacă e un film scurt, fain. Că e un film de 3-4 ore, nu o să uite. Cum tu iată încerci să te depășești totuși singur pe tine?
Iată, tu te duci la o nuntă, cum tu te dezbaieri de algoritmul ăsta care poți spui că el undeva e asemănător și tu începi să te depășești. Iată, trebuie să fac ceva, trebuie să gândesc pe ceva nou. Tot depinde cum bei dimineața cafeaua. Ei, dacă serios? Tot depinde cum te trezești dimineața, cum e ziua. Tot asta îți schimbă. Dar eu, Smiri, eu nu vreau ca tu să mă gândesc. Eu risc tu dacă cineva să treci dispoziția dimineața, vii la nunta mea. Dar nu, eu vin la nuntă, dacă mi-a stricat cineva dispoziția, eu când intru pe ușă la Miri, eu am uitat tot ce s-a întâmplat. Eu când o să ies la nuntă, atunci eu o să încep să mă regândesc. Uh-huh. Nu știu, modul ăsta de abordare la, dar de obicei, sincer, pentru zile de nuntă, eu am alt cafea. Aha! Vota, nocio! Beau o cafea bună și mă strădui, de exemplu, când ajung în București, am anumite cafele unde mă duc și stau afară și îmi iau un espresso sau, nu știu, un V60, spre exemplu, și stau afară, mă întind, stau 15-20 minute și beau cafeaua și savurez așa mai lung. Și îți vine ceva? Normal, eu mă relaxez în momentul ăla. Eu mă duc la nuntă relaxat. Uh-huh. Iată, asta e... Un casicioc, poate, ceva. Dar eu n-am fumat nici țigări și nici altceva. Tu ai totuși niște mici secrete sau niște tehnici de a scoate din Miri careva emoții în film. Iată că tu înțelegi că nu-i întrebești ceva. Da. Ceva perechea asta cam e prea sură. Eu de foarte multe ori încerc să fac first look-ul ăsta, când se văd prima dată. First look, da. Și uite, atunci eu încerc să-l fierb pe Miri, celălalt, cum el și-o imaginează, știi? Uh-huh. Și am avut chiar astăzi am vorbit cu Miri, care vreau să iau ca modele la workshop-ul de peste o săptămână. Uh-huh. Și el, așa, e mai nebunat chiar așa, știi? Și la un moment dat îl întreb, cum ți-o imaginezi pe Ana? E tot normal, e frumoasă, așa, așa. Și zic, nu, dar mai deosebit. Și după asta am început, știi, l-am tot puneam întrebări, știi? De un timp o să-l filmam. Uh-huh. Și el, măi, oricum, știi, eu când am văzut-o dimineață machiată, eu am rămas o leac șocat, știi? Dar eu acum, cum zic, eu e frumoasă, eu oricum o să fie frumoasă. Și când o vede de el, începe, wow, știi, spune, nu trebuie să plâng, eu sunt bărbat. El după asta o plâns. Eu am tăiat bucata ce până la plâns și am pus următor, că el a zis, eu nu sunt plâng, dar eu l-am pus pe asta cum plânge. Că eu l-am fiert. Este emoții reale. Da, dar eu 20 minute l-am fiert pe dâns, chestia asta. Și puneam întrebări astea și după asta întrebări capcană, știi? Și atât momentul acela el, că nu, nici asta nu-mi place, nu-mi place și după asta. De iată, eu am întrebat și pe Dorin atunci, e ca fotograf, iată, te întreb pe tine ca videograf, dacă vezi că perechea un pic, poate știi, sau nu prea au dispoziții, ceva s-a întâmplat în ziua aceea, da? Mm-hmm. Și tu totuși trebuie să scoți ceva material, de exemplu, dintr-un shooting undeva prin natură, prin parc, până la sală. Da. Și tu vezi că ceva nu e ok. Ai avut perechi de astea? Da, da, sunt. Și cum îi ridici, dispoziția? Ce faci tu? Nu faci clonadă, faci salto mortale pe undeva pe lângă. Nu. Încerc să trag primele 2-3 cadre. Să văd unde este problema. Uh-huh. Eu încerc să mai discut cu ei. Îi trag într-o parte, mai comunic. Și după aia le arăt în imagine. Uitați-vă cum vă vedeți. Ca cașca sau invers? Da, adică ei ar trebui să vadă. Știi, că ei să înțeleagă ce nu fac bine și cum transmit emoția acolo. Uh-huh. Și 90% din cazuri îi conștientizează și se schimbă imediat după. Hai, nu chiar imediat, dar schimbă în următoarele 5-10 minute. Și le zic, oameni buni, nu ne trebuie o oră întreagă, ne trebuie 10 minute, dar faine. Haideți să facem un shooting, ca să vă eliberez, vă duceți voi să beți ceva, să mă duc și eu să mănânc. Da, mă înțeles. Cât durează la tine așa ședință? Dacă îți faci așa un mic highlight, pentru highlight, de exemplu. La ultimele nunți. 1020 minute câteodată ajung. Da, dar sunt nunți unde am 5 minute. Atâta timp am la dispoziție, atâta timp fac și încerc să mi-i scot când mai sunt pauze în România, spre exemplu. Noaptea, seara? Nu contează. Aha, în genere? Când sunt, iată, da, pauză. O trupă are 3-4 reprize. Da. O repriză are 40 minute și iată, între dânsile mai au pauze de vreo 5 minute. Și scoți undeva pe teritoriu undeva? Da, încerc să-i scot la apus, sau în timpul dansurilor văd apus și zic, hai, 5 minute, măcar la apus, trag cadre. După asta seara iar mai fac cu bitlighter-ul, background, am locația, dacă e frumos. Iată, încerc să mi-l scot de acolo. Iată, dressing-ul de dimineață, îți place să-l faci la studio sau mai mult acasă? N-avem studiouri. Cum n-avem studiouri? N-avem.
Poate ele sunt, dar nu... Rebeata Business Nou în România. Da, ei știu mulți. Mai nu, cum, sunt acolo vreo 2-3 studiouri, dar nu-i dezvoltat ca și modele pentru chestia asta. E că este Ana Dermanski în, da. E a noastră cu Vlad, da. Din, în Iași. E că ei încearcă să facă la dânsă studioul, dar ei au schimbat pentru clienții lor și că clienții lor când vine, ei vor, pentru că au văzut acolo, știi? Mm-hmm. Trebuie să le arăți omului. Dar foarte mulți nu vor să pierdă timp, să investească, știi, că asta durează. E că eu am, pur și simplu, tu spui și e că mă închep. Hai, mie nu-mi plac studiul de la orică eu sătul de-a noastră. Nu am nici pretenții față de Artstage, Photomax, le fac reclamă, Doamne ferește, dar fișcă că eu m-am obosit că acolo oricum e artificial. Eu văd Brașov, o cabană, dimineață, da, balcon. Dar n-ai timp. Nu mă interesează, trebuie să găsești. Nu, este, spre exemplu, am... Cum începe iată la tine nunta, dacă din punctul ăsta de vedere? Sunt două momente. Ori acasă, nu, trei, hai să zic. Ori acasă la dânșe, uh-huh. Ori se închirează un hotel sau da. Apartament de regim hotelier. Sau... E ca sincer, mai tare hotel decât studio, nu știu de ce. Oricum o băsă de studio. Dar nu toate hotelele sunt wow, adică sunt câteva, da? Cele cu două stele? Este unul în Brașov. Faci și îmbrăcat și un taracan, așa, nu știi? Este unul în Brașov. Cu balconul spre Piața Sfatului, da? Are trei stele. Dar nici nu mă interesează interiorul din cameră. Nici trebuie să la balcon. Am înțeles. Tot acolo. Eu acolo da. Când mă duc, am avut două nunți, da? Acolo am avut una anul trecut și una în 2021. Eu acolo am lucrat la balconul acela jumătate de oră, doi mi-am tras atâtea cadre. Că eu mă luptam la un moment dat, am ajuns la editare, ziceam, nu, Lino, unde se li bagă încă, știi? Aha, da, multe, dar toți frumoase, știi? Le-am găsit loc, le-am combinat, le-am schimbat cu mirele care ți-am zis cu Brutul la uh-huh. Dăși chiar era. Nu întotdeauna și fain, n-am ce să... n-avem ce nega, știi? Cât e că câți giga aduci acasă? Apropo, n-am vorbit de rezoluții. În ce rezoluții? 4K. 4... De când? Din 10. Nu. Din 2019. 2019. Da. Doar în 4K? Doar în 4K. 60? 25. Nu, exportul. Dar filmez? 25? A, bitrate-ul? Nu. Frame-uri? FPS, da. Trag în 25, doar. Nu te blin, конечно, этот артист. Poți să arăt orice brut, doar 25. Căruci, să înțeleg că slow-mo gata, de-am să cam dus? Măi, eu nu am nimic împotrivă la slow motion, dar... Ребята, попрощайтесь. Eu... Slow motion am auzit nu de la primul deja că nu-i la modă. Nu că nu-i la modă. Poate este la modă, dar mie nu-mi transmite nimic, știi? Adică slow motion eu îl văd pentru 1, 2, 3 cadre și atât. Și cum îl faci dacă ai 25 de FPS brutul? Păi n-am cum. A, tu nu faci. No, adică nu tu fac. Am modul de filmare în care omul crede că eu trag în slow motion, dar eu nu trag în slow motion. Mm-hmm. Tăi depinde cum te miști, cum se mișcă. Da, asta e tehnică, asta deja da. Nici nu se discută, dar am înțeles. Nu, n-am tras în slow motion. Eu îi dau și, apropo, pentru 4K ai avut vreodată preț aparte? Când făceai switch-ul ăsta, de exemplu, de la Full HD la 4K? Am pentru 6K. Ei, hai, serios? Da. Și cât pui? Eu am pus 250, că eu priznaiu-s. 600. 600 6K? 6K 600. 8K 800. Cum, pentru clienți, arăși, cum se filmează sala? Iată, tu ai venit la sală, se începe recepția. Vin oaspeți, una alta, ciocnesc acolo în România, ciocnesc șampanie, niște da, gheață, niște căpșună. Eu încerc până în ziua anunții, eu discut cu ei să nu stea în rând și să treacă toți la ciocnesc. Fota să bizea, încă-i. Nu există la noi asta. Poza cu maimuță la noi. Noi. În schimb, rog să stea cât mai relaxați, să vină oamenii, să-și ia spumant, să fie... La valieră pui acolo? Am, și valieră. Auzi câte un picol de ăsta, da? Aud de tot. Noi câteodată auzim și aici nu trebuie, ne scuzați, dar îi uită ca o la valieră, știi de asta? Dar, și da. Și când tuflesc câte o vorbă... Da, dar eu, uite, am avut nuntă cu italieni de prin sud, da? Aha. Și... acolo se vorbeau de toate, uh-huh. Dar eu le-am explicat oamenilor că, na, oameni foarte influenți, știi? Și eu le-am explicat simplu. Există editare. Uh-huh. Ce o să fie, când nu are ce intra în film, el nu o să intre. Deci nu trebuie să vă faceți... El te-a întrebat pe tine? Da. Hai, te rog să fie atent. Nu, mi-a zis așa, dacă îți disparte de mine, tu răspunzi.
Și am zis, ok, eu am înțeles. Dar nu, n-au vorbit din fete sau... Adică, na, între ei ca bărbați, știi? Eu știu, tu ai avut vreodată ceva, vreo nebunie? Nu știu, dar eu am trecut în contract, acolo scrie așa, că materialul brut pot conține erori, înjurături a videografului. A, da? Ei, tu ce petre facem, bambara? Dar eu știind că există... Stai că mă gândesc că muianu. Tu ești tu tragi un cadru. Da, dar asta nu o să înțeleagă românii. Dar eu am așa ceva. Și nu zic de miri. Zic de situații. Că a trecut o mașină, că a trecut un copil cu bicicleta, că nu știu ceva, știi, și ne-a stricat cadrul. Da, dar eu știu că există posibilitatea că eu să dau brut. Tu juri că așa e anul când ceva nu ți prinește? Poți să se întâmplă, poate, știi, dar nu jur pe cineva. Adică poți să înjur la situația. Situația, da. Ești normal. Dar cumva tac. Adică tac în jur în mine, pentru că eu știu că există posibilitatea că eu pot să dau brutul cealaltă. Și mai nu mă risc, știi? Adică... Iar noi am fugit. S-a început recepția. Sorry că eu... Da. S-a început recepția, da? Și eu... Mi-aș dat primul dans după asta. Eu vorbesc tot timpul ca... Că doar sunt grupuri de oameni, da? Prieteni, toate așa. Și le zic, apropiați-vă de ei, comunicați, ciocniți, că eu trebuie să am de acolo reportaj, trebuie să am discuții cu ei, știi? Iată, eu pe stilul ăsta merg foarte, foarte mult și asta mă ajută să creez un film. Iată, după și eu îi vin în sală, da. Lumea se așează, de obicei la români deodată e primul dans. Da, nu chiar deodată. Și acolo trebuie tujuc repejor. Le aduci primul fel de mâncare, lumea gustă un pic sau mănâncă și după aia ies la primul dans. Eu în timpul ăsta tot filmez, adică cum lor le aduci chiar și mâncare, cum sunt serviți, poate o băutură ceva. Și asta pui în film? Da. Asta face parte din eveniment. Reportal, da. Da, eu mă strădui să intru în bucătărie, să filmez chiar cum spune mâncarea pe farfurie. Mm-hmm. Adică eu încerc să vorbesc cu șeful de sală, mă las să intru în bucătărie. Sunt unii bucătari, zic, nu, n-ai ce căuta. La un moment dat îi explic, uite, nu o să intri, n-o să intri fața la un moment dat. Poți să fac la general, poți să-mi iau detalii cum pui pe asta platou. Iată, e și anul că eu o să mă duc. Cât e de important pentru tine să vii la sală până, iată, să mai prinzi cadrele astea care se pregătește de pregătire? Important sau tu totuși, dacă reușești bine, dacă nu, tu insiști, eu trebuie să fiu acolo cu minim jumătate de oră înainte de a veni recepția. Vezi că sunt cazuri când eu nu pot să influențez de mult, pentru că totul în întârziere poate să fie. Dar vrei asta? Da, eu mă strădui să fac asta, da. Cât mai des. Sunt cazuri când nu înțeles să fac exact, doar într-un singur loc și acolo am tot, pregătiri. Pregătirea mirilor, shooting-ul, cununia, tot acolo, știi? Și eu nu ies de pe teritoriu. Și eu reușesc să fug prin cadre, cum se aranjează sala, cum se mai mișcă lucrurile pe teritoriu, inclusiv cu ei, pot scot mirii și să zic, veniți și voi interacționați cu oamenii cei care amenajează sala, mai discutați. Eu asta surprind, știi? Și bag în film. După ce, iată, se începe dansurile, tu cât filmezi dansurile? Cum filmezi dansurile? Tot depinde de ce atmosferă este. Dacă sunt lucruri faine acolo și oamenii se distrează, eu nu duc cont acolo că am două ore. Da. După asta ajung la editare și zic, nu, blin, am filmat 3 ore, asta e căpeț. Și apoi trebuie să tai, eu tai ca în curechi, cum zici șefa mea. Mai ceva. Așa, și de obicei, iată, știi că acolo îți dă torta, nu la final? Nu, de la caz la caz. Ori deja prezint, este așa caz, da, de ori se prezint tortul la 12 sau o să dă tortul la final. Mm-hmm. Deci... Am înțeles. Ok, și nu-ți place ție în nunta românească? Și nu-ți place ție să filmezi, dar trebuie? Nu, mie îmi lipsește speech-urile. Ah, da. La voi speech-urile practic sunt cele prima dar jumătate. Dar nu sunt, dar nu prea avem. Dar când spifoiți ceva? Nu, acelea jurăminte. A, pe jurăminte este. Da, eu n-am speech-uri, toasturi, nu am. Iată, mie asta îmi lipsesc, știi? În rest, mie îmi place. Da? Da. Mie îmi plac fănunțele, pentru că sunt mult mai relaxante pentru oameni, știi? Adică nu mergi acolo, știi, că gata, e întârziere, masa mare, trebuie să intri acum, dați gălușile și repede. Nu-i chestia asta, știi? Asta mai mult îmi place. Fiindcă văd și lăutare mai repede, hai că masa mare și ne ducem acasă. Trupa își face programul ei, da? Am avut o nuntă care astăzi chiar am terminat-o, trupa își încheie programul. Dar eu n-am avut dansuri atâtea filmate, fiindcă nu dansau lumea, știi, și nici mirele. Și trupa îmi spune, că nu faci nou un colaj? Și eu zic, vreți colaj? Da. Ridicați la dans. Încă un program, dar să danseze toți. Eu n-am altfel nici să vă fac. Ei, că la noi s-a terminat programul, zic, eu vă înțeleg, dar voi vreți colaj? Da. Foc la ghet. O ieșit și mai cânta 40 minute. Dar mirii trebuie să plătească pentru asta, dar nu au plătit. Și nu știu eu de ce ei mai cântat. Că
că eu am negociat cu ei și mă văd cu Miri după aia peste o săptămână la cafea și zic, dar voi n-ați observat că trupa au cântat până la 1? A, da, 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 da. Da? Păi trebuia să cânte 3, dar au cântat 4. Și zic, ați înțeles? Vă zic secretul. Și rămas mască. Cum ai negociat? Zic, da, am negociat cu ei, fiindcă n-aveam material suficient. Și de ce să vă ascund chestia asta? Fiindcă aș mă uita la Miri și zic, dacă n-ai dansat... Mm-hmm. Dar nu-i plăcea să dansez. Dar uite la melodiile cele, o dansat la toate. Iată, tu cum te vezi pe tine fix peste 10 ani? Tot filmând nunți? Nu. Ce ar face Eduard Carp dacă nu ar deveni videograf, iată, în momentul dat? În domeniul afacerilor. Te temi de concurență? Da, concurența e bine când este. Crești calitatea și preț. Crești calitatea și preț. Știi care e deviza mea la workshop-uri când încep? Le zic în felul următor. Și când încep workshop-ul și când termin, eu vă dau toată informația cu scopul ca voi să creșteți mai rapid, că eu îți cresc prețul. Mm-hmm. Ia dacă, și bravo, uite frumos dacă spus. Voi nu o să creșteți și nu o să creșteți prețul, eu nu o să pot crește nici eu prețul, fiindcă voi o să trageți tot în jos. Noi am venit la tine la workshop să ne învățăm să filmăm 20 de minute, dar noi o să dăm oricum 3 ore. Mm-hmm. Și Eduard Carp nu o să poate să crească prețul. Ribeata, foc la ghete. Trecem la altă sistemă. Este acolo, da. Scopul meu era ca să ies de pe piața română anul ăsta să mai fie ultimul an și de anul viitor să fiu mai mult pe extern. Dar eu am înțeles că eu foarte mult timp nu sunt acasă. Și la mine copilul așa repede a crescut că eu n-am înțeles cum eu, fata mea, are 9 ani, știi? Și eu stau și mă gândesc, iar deja 9? Dar când a crescut? Mm-hmm. Și eu am înțeles că eu sunt mai mult plecat, dar nu sunt acasă. Ești familist? Oricum? Acum da. Acum da. Am înțeles. Totuși, emoțional, tu ai trecut probabil în altă stare. Cred că am bătrânit. Eu cred că asta e ceva normal, asta e ceva corect. Dar îmi știu limita. Adică dacă am zis că mai trebuie să pun stop la anumite lucruri, înseamnă că nu o fac doar pentru că mi-a zis cineva. Nu, asta pentru că de mult mi-am dorit chestia asta și trebuie să trec la următorul nivel. Am zis că da, trebuie să trec pe afaceri. Da, noi avem o mică afacere, merge ok, dar trebuie să o dezvoltăm și mai mult. Mm-hmm. Da. Deci da, peste 10-15 ani, Eduard Carp, ce va face? Nu pot să zic domeniul. Dar te duci în business? Da. O să mă duc în business, da. Iată, acum la moment, tu ești satisfăcut de financiar, de nivelul care l-ai sau... Nu, dar noi niciodată nu să fim satisfăcuți. Da, eu știu foarte mulți oameni care fac 10.000 de euro pe an din nunți și eu spus că eu am 1.000 de euro pe lună, nu ia ca așa vășă creșă. Dar eu nu sunt de acord și o să-ți explic de ce. Cu cât noi câștigăm mai mult, cu atât mai mult o să cheltuim. Și cu atât mai mult o să vrem mai mult. Dacă omul ăla nu cheltui mai mult, înseamnă că el merge pe un standard, pe foiță, că el luna asta trebuie să mănânci numai cartofi. Mm-hmm. Dar eu nu vreau să mănânc numai cartofi. Poate vreau să mănânc și un prosciutto. Poate eu vreau să mănânc și un caviar. Și o cafea de asta care costă, da. Cât, nu știu cât mai servit amul. Asta costă 25 de euro punga. Aia că ai văzut? Ai văzut și cafea ai băut pe aia. Bun. Spune-mi, te rog, ce frică ai tu? Iată, de viitorul care... Ca... Nu știu, nu mă îmbolnăvesc vreodată ceva, știi? Asta e frica. Știi? N-ai boală de mașini, de... Nu. De aparate, telefoane, nu. Chestii, nu? Eu am, până acum, asta la mine e a doua mașină. Nu-i foarte scump. E mașină de dus. 3 sfaturi. Da. Unul pentru clienți, unul pentru colegii experimentați, aia să spunem de-al de mine, și unul pentru începători. Hai să iau mai întâi cu... las clienții la final. Uh-huh. Hai să iau mai întâi cu colegii începători. Mai începători, da? Investiți în voi. Timp, nu tehnică. Timp și în cunoștință. Asta e tot. Urmăriți oamenii care anume vă inspiră. Și dacă v-a plăcut, mergeți pe calea aceea. Nu vă schimbați, astăzi fac una, mâine alta. Uh-huh. Încercați să fiți constanți. Pentru colegii experimentați, dă-mi un sfat mie. Ție? Dar eu ți-l dau și ție și mie. Hai. Asta e să fie un sfat pentru toți. Niciodată noi nu o să știm tot. Uh-huh. Adică dacă este... Este loc de a învăța mai mult. Oricând. Toți. Și eu, și tu, și X, și Y, toți. Dacă
aveți ocazia să mai vă mai duceți la anumite workshop-uri și în Moldova, în afară, duceți-vă. Și alta e călătoriți. Iată, eu vorbim de investiții în călătorie. Ce ține de clienți, să nu se vândă atât de ușor la tot ce se vede pe internet. Să fie echipzuiți în alegere, să aleagă anumit cei ce-i place, să, ca și sfat, să întâlnească cu acel prestator chiar la o cafea. Chiar dacă după ce o semna contractul, da? Eu mă străduc foarte mult, inclusiv să fac video call. Uh-huh. Trebuie să simt chimia asta dintre om și om. Dar dacă, sincer, eu acum dacă aș mai face o dată nuntă, da? Tot cu aceeași persoană. Eu m-aș uita la 3 videografi. Hai, a tăi preferați. Nu, dar eu nu-i pun pe listă, dar m-aș uita gen la 3 persoane, da? 3 videografi. Și aș pune așa câte un film de la fiecare, aș da play. Am înțeles. Și aș analiza. Și aș pune pe locul 1, 2, 3. Și i-aș contacta pe fiecare. Nu m-aș uita momentan la preț, ci m-aș uita la calitate. Și cu care o să fie chimia de când ai să discuți cu acela, da? Da, cu acela o să merg. Adică dacă o să fie cel din mijloc, dintre dâns la preț mediu, cu dâns o să mă înțeleg mai bine, dar acela numărul 1 e mai bun un pic decât ăsta, eu o să merg pe numărul 2, fiindcă ca om mă înțeleg mai bine. Adică eu nu aș vrea ca în ziua anunții clientul, știi, sunt cumva emoționat de cel care îl filmează, știi, că e cu mai presus sau... Adică eu am văzut colegi care, știi, stai așa, nu te uita acolo, știi... Băi, trebuie să fim oameni mai întâi de toate. Am înțeles. Dacă tu ai face nuntă și nu-i vrei la nunta ta să-ți fii videograf? Măi, așa e greu, fiindcă eu am câțiva favoriți. Zile. Dar nu Ardi. Nici din Moldova nu sunt, nici nu din România. Dar nu trebuie să fii. Mie-mi place Ricardo Fasoli foarte tare. Dar mie nu-mi place. Ia că ai văzut? Mie-mi place Hliustov. Da. Iată eu ce aș face. Mie îmi place reportajul lui Hliustov, în schimb îmi plac cadrele de shooting de morning mood și de ședință de la Paramonova. Oh, da. Dar e că nu găsesc omul care să-l facă pe amândouă. Înțelegi? Iată aici este marea problemă. În schimb, reportajul lui Hliustov, number one. Mm-hmm. E că acolo o combinație. Și la niște cadre, cum le trage cu drona Marco Caputo, pe acolo știi cum le mai cumpere. Da, da, da. Iată acolo tot interesant. Care mi-ar fi greu, știi? Dar cine din ei totuși pe tine te inspiră? Iată tu inspirația totuși, sau tu deja ești format și nu te mai inspiri? Nu vreau să mă inspir. Adică mă uit doar ca să-mi placă, știi? Dar nu vreau să fur de acolo idei. În schimb, la tipuri de cadre, din cadrări, foarte mult fur de la fotografi. Oh! Ia uite, vezi ceva nou, de la fotografi? Da. Deci ei generează probabil vreo... Da, niște pozinguri interesante, știi, care eu nu le-am văzut sau nu le-am venit în cap. Niște moduri de încadrări diferite. Dar cum faci tu acțiunea dacă ți s-a plăcut? Da, foarte ușor. Vii și spui, hai, dalși, da? Da, dar eu nu vreau să vin spun, știi, uite, la poza asta și fă-mi așa. Eu trebuie să mă adaptez la situație, ca idee. Adică eu am răsfoit, dacă mi-a intrat în cap, e bine, dacă nu, eu... Dar ai avut așa vreodată când tu filmezi și fotograful să uite, așteaptă-le când îmi place e că și ai pus da. Acolo vreo scenă și îi zic, stai leacă, eu vreau să fac și eu asta. Des. Des, da? Da, da. Sunt... Dar faci și tu așa, da? Da, fac și cu eu fotograf. Asta. Da. Și... Asta e un lucru foarte bun, eu cred. Eu asta recomand, fiindcă asta este modul de colaborare dintre fotograf și videograf. Iată, dacă... pentru colegi, ai careva... știu, cerințe undeva așa nescrisă față de fotografi care să nu te deranjeze sau să te... Da, eu vorbesc cu ei, adică eu îi explic modul meu de lucru. Uh-huh. El trebuie să știe că eu lucrez cu foarte mult sunet, să nu stai acolo și să fac circ, știi, și să-mi strici tot. Adică uh-huh. Eu îi zic, băi, eu nu mă bag la tine în cadru, nu te băga nici la mine, dar trebuie să înțelegi că eu am nevoie de sunet. Adică eu te înțeleg că vorbești, dar las-mă să-mi trag cadrele. Uh-huh. Uh-huh. Am înțeles. Asta e ceva normal, dar trebuie să discutăm. Eu doar mersi mult. Mulțumesc și eu de invitație. Te așteptăm prins la munte. Uite, eu sunt persoana cei care așa de tare, eu mă uit la voi, vă admir. Eu foarte iubesc comunitatea noastră, eu sincer îți spun. Iată, eu iubesc mai mult comunitatea. Da. Dar eu sunt acela care pur și simplu nu am timp. M-am băgat cu tot un alt producție și nu am timp să merg la voi. Să sperăm că o să fie totul spre bine și eu, mie îmi rămâi doar să trăiesc numai succes și eu vreau să te aud deja, să aud numele Eduard Carp la nivel internațional. Nu știu dacă va fi acolo, dar... Mai ai timp.
Eu sunt mai mare ca tine și nu prea am timp, dar tu mai ai timp. Ai timp și tu, crede-mă. Dar eu e ca cum ai spus tu, nu știu dacă vreau. Eu deja mă axez pe altceva, dar eu cred că tu mai ai un pic timp să arăți maximal potențialul tău care l-ai. Eu știu că tu ai un potențial încă destul de mare. Este, mai ales că tu ești un organizator de workshop-uri și atât de evenimente de genul ăsta foarte bun. Mă strădui. Succes ție și sperăm să ne vedem în alt atmosferă, poate chiar, poate să găsesc cumva și o să vin la un workshop de-a tău. Și vii la conferință. O să mă strădui, mersi mult încă o dată. O să fii unul din speakerii care îmi plac mie. Mersi. Nu dau nume. Mersi.